Se constată în ultima perioadă o creștere a numărului cazurilor de diabet zaharat de tip 2 la copii, factorul favorizant fiind obezitatea. De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-19 s-a observat că infectarea la copii cu SARS-CoV-2 a dus la apariția unui număr din ce în ce mai mare de copii cu diabet de tip 1. Potrivit statisticilor, cel puțin o treime dintre pacienții cu diabet zaharat vor dezvolta neuropatie diabetică pe parcursul vieții, una dintre cele mai frecvente și de temut complicații ale diabetului. Aș vrea să vă provoc la o discuție legată de neuropatia diabetică la adult versus la copil adolescent. Care sunt diferențele ca simptome, manifestare, incidență? Sigur că există anumite diferențe între manifestările neuropatiei diabetice la adulți și la adolescenți sau la copii. La adolescenți și la copii vorbim în primul rând în cele mai multe cazuri de un diabet zaharat de tip 1. Deci vorbim, iată, de o evoluție, să spunem, lungă a diabetului zaharat, astfel încât acești copii, acești tineri sunt sigur mai expuși riscului de a dezvolta neuropatie diabetică. Din punct de vedere al manifestărilor, putem vorbi în principiu cam de aceleași manifestări. Cea mai frecventă formă de neuropatie diabetică întâlnită la copii și adolescenți este tot neuropatia diabetică periferică, iar în această situație simptomele principale sunt amorțelile, furnicăturile, durerea. Nu trebuie în schimb să omitem posibilitatea de a se instala și neuropatia diabetică autonomă. Iar la copilul și adolescentul cu diabet zaharat de tip 1, această neuropatie autonomă se poate manifesta inclusiv prin experimentarea unor episoade de hipoglicemie pe care copiii și adolescenții de fapt nu le simt. Deci este foarte important din nou să existe o monitorizare și un control glicemic cât mai optim. În afară de simptome și manifestare, incidența este diferită a neuropatiei diabetice la adult versus copil? În principiu, datele studiilor de prevalență ne oferă date destul de heterogene, dar prevalența neuropatiei la adolescenți și la copil este undeva în jur de 20%. Deci, să spunem, date, cifre ceva mai mici decât la adult. Încă o dată spun, aceste date, aceste cifre de prevalență depind de foarte mulți factori, astfel încât putem să avem cifre destul de diferite în funcție de studiile pe care le cităm. Aș vrea totuși să subliniez faptul că în ultima vreme se vorbește din ce în ce mai mult de diabet zaharat de tip 2 la copii și adolescenți. Influențează acest lucru incidența neuropatiei diabetice la copii în vreun fel? În general, toate complicațiile microvasculare, și aici mă refer la neuropatia diabetică, retinopatia diabetică, nefropatia diabetică, sunt strâns legate și de durata de evoluție a diabetului zaharat. Deci, cu cât vorbim de o durată mai lungă a diabetului zaharat, cu atât riscul de a se instala aceste complicații este mai mare. Dacă vorbim de un copil, de un adolescent, care totuși are în spate mulți ani de evoluția diabetului zaharat, atunci singur prevalența acestor complicații va fi mai mare. Dacă vorbim de copilul și adolescentul cu diabet zaharat de tip 2, care are o durată de evoluție mai scurtă, atunci riscul de instalare a neuropatiei diabetice este ceva mai redus. Aș pune la socoteală și controlul glicemiilor. Am văzut și studii care arată că, deși vorbim de diabet de tip 2, unde, să spunem, instalarea complicațiilor ar fi mai târziu, dacă nu sunt controlate glicemiile, aceste complicații pot veni la pachet mult mai repede. Este corect și acest lucru apare din cauza faptului că diabetul zaharat de tip 2, sigur, este diferit de diabetul zaharat de tip 1.
printr-o serie de factori. În diabetul zaharat de tip 2 apar o serie sau își pun amprenta o serie de factori de risc cardiovascular și metabolici. Și după cum am amintit și în cazul neuropatiei diabetice la adult, se disting o serie de factori ca având un rol important în apariția neuropatiei diabetice. Iar aici vorbesc de suprapondere și obezitate, de dislipidemie, de hipertensiune arterială. Deci toți acești factori de risc cardiovascular care sunt prezenți în diabetul zaharat de tip 2, da, pot să conducă la apariția neuropatiei diabetice. Din nou, controlul glicemic este esențial. Dacă vorbim de un control glicemic precar, atunci ne putem aștepta ca neuropatia diabetică, din păcate, să se instaleze mult mai precoce în evoluția diabetului zaharat. Toți pacienții cu diabet care au simptome precum furnicăturile sau înțepăturile la picioare, acea senzație de rece, fierbinte, amorțelile, manifestări care în general apar la ambele picioare și afectează și talpa, dar și gleznele, se pot traduce ca fiind neuropatie sau vorbim și de aceste simptome în cazul altor boli? Voi începe prin a descrie definiția neuropatiei diabetice, sigur în sens simplist, și anume neuropatia diabetică se definește ca prezența semnelor și simptomelor de afectare nervoasă la o persoană cu diabet zaharat după excluderea altor cauze posibile de neuropatie. Deci, în momentul în care noi evaluăm persoana cu diabet zaharat, trebuie obligatoriu să luăm în considerare alte cauze posibile de neuropatie. Iar aici, sigur, aș aminti deficitele nutriționale, deficitul de vitamină B12, consumul cronic de alcool care poate să inducă simptome neuropate, o serie de agenți terapeutici, cum ar fi glucocorticoizii sau agenții antivirali, care din nou pot să inducă o serie de simptome neuropate. Deci, cu siguranță, nu orice simptom neuropat care apare la nivelul membrelor inferioare trebuie pus din start pe seama diabetului zaharat. Dar este foarte important să facem o evaluare corectă, o evaluare detaliată a persoanei cu diabet, astfel încât să putem de asemenea să facem și un diagnostic diferențial corect. Se tot vorbește despre evaluarea picioarelor pacienților cu neuropatie. Cred că ar trebui să explicăm în detaliu în ce constă această evaluare. Această evaluare a picioarelor trebuie făcută obligatoriu încă din momentul în care am stabilit diagnosticul de diabet zaharat de tip 2 și la 5 ani după diagnosticul diabetului zaharat de tip 1. Ulterior, această examinare a picioarelor trebuie făcută cel puțin anual în situația în care vorbim de picioare fără complicații, deci în momentul în care nu sunt prezente complicațiile. Dacă apare orice fel de complicații, cum ar fi neuropatia sau arteriopatia cronică obliterantă, atunci frecvența examinării trebuie să fie mai crescută. Ce presupune examinarea picioarelor? În cadrul controalelor periodice pe care noi le facem pacienților noștri, înseamnă anamneză, să întrebăm dacă au apărut simptome specifice de afectare nervoasă, inspecția picioarelor, ne uităm la aspectul tegumentelor, iar acest aspect ne poate spune foarte multe lucruri. De obicei, pacienții cu diabet, dacă au o formă de neuropatie autonomă care să le afecteze secreția glandelor sudoripare, vor avea tegumentele foarte uscate, tegumentele care se descoamează, vor avea acele fisuri la nivelul calcaneului, la nivelul călcâielor, iar acele fisuri pot să reprezinte porți de intrare pentru bacterii și, în continuare, sigur, un factor de risc pentru apariția ulceraților. Urmează palparea, trebuie să punem mâna pe picioarele pacienților noștri, trebuie să verificăm temperatura, picioarele reci,
ne pot indica prezența unei componente de tip vascular. Acolo putem să avem, de exemplu, un picior ischemic. Palparea pulsurilor este de asemenea importantă. Trebuie să verificăm foarte bine spațiul dintre degete, pentru că de multe ori, acolo fiind o zonă mai umedă, există posibilitatea să apară fisuri, dar pe care pacientul cu neuropatie diabetică nu le observă pentru că nu mai are durere, nu mai are acel, să spunem, semnal de alarmă pe care organismul ni-l oferă de obicei când asupra picioarelor noastre are loc un traumatism chiar și minor. După care, din cadrul acestei examinări periodice, trebuie să facă parte obligatoriu acele testări de sensibilități de care eu v-am povestit. Testăm sensibilitatea la durere, testăm sensibilitatea vibratorie, sensibilitatea presională, testăm reflexele, sensibilitatea termică. În urma examinării picioarelor, în urma parcurgerii acestor etape pe care eu le-am menționat pe scurt, putem să încadrăm pacientul cu neuropatie diabetică în diferite clase de risc. Clase de risc pentru apariția piciorului diabetic. Dacă am inclus pacientul într-o clasă de risc scăzut, adică nu este prezentă neuropatia, sensibilitățile sunt intacte, nu sunt prezente afectările vasculare sau deformările, atunci examinarea se va repeta o dată pe an. Dacă, în schimb, am inclus pacientul într-o clasă de risc ridicat și aici am deja afectare vasculară, sunt prezente deformări, pacientul și-a pierdut sensibilitatea la nivelul picioarelor, atunci aceste examinări trebuie repetate o dată la 6 luni sau poate chiar o dată la 3 luni. Ori de câte ori identificăm la nivelul picioarelor o leziune acută, o ulcerație, trebuie să o considerăm urgență și pacientul trebuie îndrumat în cât mai scurt timp, sigur, la medicul potrivit.